Schachmatt. Deci, Luxor mi-a spus că ai un test de dat despre secretul mormintelor faraonilor. Aha. Și există și un premiu pentru cea mai mare notă. Să iei tu un 10. O să te ajut, pentru că eu știu totul despre Egiptul antic. Tutelstein, nu mai încerca să mă distragi, pentru că eu câștig. Corecție, eu sunt campion la Senet. Oamenii simpli nu l-au învins niciodată pe faraon la cel mai popular joc din regat. Privește-mă. Dacă dau un 5, piesa ta o să fie eliminată. Și o să câștig. Va arunca piesa de pe tablă. Faraonul meu e norocos astăzi? Norocul faraonului tocmai s-a sfârșit. Ce vrei să spui? Cel care nu pierde niciodată iar a câștigat. Tu ai dat un 6, nu un 5. Cel care nu știe să piardă e un trișor. Facem totul pentru a câștiga. Ei, atunci fă tot ce poți, dar fără mine. Stai, Cleo, poftim. Nu, tu nu înțelegi. Ai trișat. Spui într-una asta de parcă ar fi ceva rău. Acum hai să jucăm. Las-o baltă tut, am altceva mai bun de făcut. Pui piedică faraonului, nu? La ghilotină cu tine! Morminte secrete din Egiptul antic. Ah, testul lui Cleo. A făcut foarte, foarte bine. E o greșeală. Și încă una. O să le repar eu. Scuzați-mă impulsivitatea voastră. Cleo s-ar putea să nu aprecieze. Liniște! Va fi încântată odată ce va câștiga premiul clasei. Nu-i bine să contați pe asta, sire. Deci te-ai întors să-ți cer scuze. Nici măcar. Ce moment glorios va fi acesta, dacă aș putea să-i văd figura lui Cleo când câștigă. Tutelstein! Nu e nevoie să mulțumești. Cum ai putut să-mi faci una ca asta? M-ai făcut să mă simt ca o trișoare. N-am trișat în viața mea. Ce s-a mai întâmplat acum? Asta! Un 10 pentru perfecțiune absolută. Ar trebui să fii mulțumită. N-ai habar de nimic. N-am meritat 10-le. Gândește-te la el ca la un premiu din partea faraonului. Să jucăm Senet. Nu joc cu trișori putreziți. Sire, am încercat să te avertizez. O să fie bine. Tocmai simte bucuria victoriei. Da, dar eu tot am chef de joc. Trebuie să găsesc pe altcineva să joace cu mine. Cineva care este o adevărată provocare. Cum este... O să mă gândesc la cineva. Luxor, aș vrea să rămân singur. Desigur, înălțimea voastră. Dacă aveți nevoie de mine, sunați-mă. Cele 9 vieți ale mele sunt ale dumneavoastră. O măreață Isis, cea mai înțeleaptă. Ascultă ruga faraonului.
nevoie de ajutorul tău, de înțelepciunea și priceperea ta. Faraonule, de ce m-ai chemat? Să vindec o boală? Să opresc un război? Să previn o catastrofă naturală? De fapt, mă gândeam mai mult la un joc de sene, ce zici? Asta era atât de important? Hai să jucăm! Cale să-ți pierzi și ultima piesă. Nu și dacă dau un 7. Îl iau eu. Șapte! Zeii sunt de partea mea. Da, piesa ta e salvată. Ce întâmplă cu faraonul care îndrăznește să trișeze o zeiță? Poate că am aruncat greșit zarurile, poate că nu a fost 7 posibil. De ce ai trișat? Ferește-te! Calea cea strâmbă e plină de pedepse. Zeiță, stai, te rog! Ce sens are să joci un joc dacă n-ai cu cine, nu? Îngheț aici! Ăsta e palatul meu, nu un mormânt al unui simplu om. Trebuie să vorbesc cu barbarii care conduc acest loc. Tutankhamun! E în vacanță! Încercați peste 3000 de ani! Eu? Ești tu? Isis? Ai venit să jucăm alt joc? Sfinte Osiris! Ce mult mă bucur că te văd! N-au trecut decât 3000 de ani! Păi arăți altfel, mai bătrân și... Și sunt o fantomă, o apariție, o formă nedefinită, o chestie care apare noapte, faraonule, alege! Am fost cu ochii pe tine, și pe tot ce s-a petrecut de 3 milenii încoace. Ce zici că faci aici? Oh, da, Isis m-a trimis, după ce ai trișat-o. Nu e cel mai isteț lucru pe care l-ai făcut vreodată, dar... îți amintești cum păcăleam noi oamenii? Îți aduce aminte când eram amândoi în viață? Am tras cele mai mari înșelăciuni din partea asta Ghizei pentru a lua bani? Ne-am distrat, nu-i așa? Și iată cu ce m-am ales. Sunt o creatură fără suflet, care se plimbă prin lume pentru totdeauna. Nu înțeleg ce vrei să zici. O să înțelegi.
când trișezi o zeiță precum e Isis, trebuie să plătești pentru asta. Unde mergem? Într-un locșor numit O să vezi. Asta e reședința mea regală. De acum 3000 de ani. Da, în această călătorie tu poți să-i vezi pe oameni, dar ei nu te pot vedea. Nu e prea multă distracție, crede-mă, știu. Uite, suntem noi și cu Ptah. Mai ții minte cum le-au păcălit țele de-a prăjiturile lui cu miere? Cu Ptah, vrei să joci un joc cu noi? Cred că e cel cu în ce mână ai prăjitura. Dacă ai dreptate, primești prăjitura mea. Dacă nu, nu privești nimic. Cu Ptah niciodată nu a ghicit. O, da, mereu l-am păcălit. Îți amintești de asta? Cu Ptah chiar îi plăcea jucăria asta stupidă. Și tu erai faraon. Puteai să ai tot ce vrei din regat, dar a trebuit să ai asta. Părea mult mai amuzant atunci. E râdul meu. Ei, am luat o jucărie super. Bineînțeles că Cupta nu te-a iertat niciodată, dar ne-am distrat, nu este așa? Da, așa e. Veselește-te tut. Noi mai avem foarte multe de văzut. În prezent! Cleo, de ce faci asta? O să intri în bucluc. Uite ce, trebuie să explic domnului Lynch despre test. Păi, de fapt și de drept, tu nu ai trișat. Dacă o să iau nota asta, atunci sunt o trișoară, mulțumită lui Tutenstein. Cum o să explic că o mumie mi-a schimbat răspunsurile? Cum a putut Tutenstein să-mi facă una ca asta? Credeam că e prietenul meu. Dar sunt prietenul tău, Cleo. Ține minte, ea nu te poate vedea. Dar Nuca, trebuie să-i spun lui Cleo că niciodată n-am vrut să-i fac vreun rău. Nu se poate. Asta e una dintre pedepse. Și crede-mă că mai sunt și alte. Ce vrei să spui? Ei, după ce ai fost înmormântat, eu am continuat să fac asta. Am petrecut 5 ani înșelând oamenii, pierzându-mi prietenii. Nu am acces la viața de apă. Sunt blestemat să bântui în lumea din dincolo. Așa că după ce am murit prietene, am devenit o fantomă fără suflet. Asta este pedeapsa obișnuită pentru trișori. Nuca, ce se întâmplă cu tine? Nu mă părăsi! Îmi pare rău, tot. Acesta este destinul trișorilor. Pierduți în lume, singuri, fără prieteni, pentru totdeauna. Scuze, dar nu mă pot abține, prietene. Am fost plecat atâta timp încât trebuie să-mi ies din sistem. Mormântul meu, așa pare. Unde suntem? Nu unde, când. Eu îi spun viitor. Viitorul tău. Nu mai e.
Sarcofagul meu, totul! Ce s-a întâmplat cu mine? Muzeul Istoriei Lumii vă invită să vizitați noua expoziție egipteană împreună cu ultimile descoperiri ale doctorului Cleopatra Carter. Doctor Carter? Cleo? Computer? E-mail? Uite, Luxor, cineva vrea să știe de ce am mutat vechea expoziție Tutankhamun Setamun la subsol. Ce aș putea răspunde? Că zeița Isis l-a condamnat pe Tut la pedeapsa veșnică pentru că a fost un trișor? E tare păcat că ți-a luat și ție vocea. Unde m-am dus? Mai mult am mers. Aproape am dispărut. Asta ți-e soarta, Tut. Tu ai făcut-o, numai tu o poți schimba acum. Luca, te rog să mă ajuți. O să mă schimb. O să fac orice. Dă-mi, te rog, o șansă. Te rog. Hey, eu sunt doar mesagerul. Trebuie să vorbești direct cu zeița Isis. Fantomă blestemată să vântui prin lumea de dincolo pentru vecie. Să nu ai emoții. Mulțumesc. Să începem. Slăbut start, faraonule. Ai nevoie de un 4 sau un 6 ca să pornești o piesă în joc. Ia dă un 3, ești terminat pe vecie. Asta e șansa ta, Tut, nu se uită. Aranjează zarele pentru vecinciu. Nu, trișarea m-a adus aici. Mai multă înșelăciune nu o să mă scoată din asta. De acasă și spune-le. Ce? Sunt blestemat. M-a pierdut. Nu
numai jocul. Testul adevărat a fost să văd dacă mai trișez. Și n-ai făcut-o. De fapt, ai câștigat, ești liber. Și Noca, pentru că l-ai ajutat pe faraon să-și găsească calea, ți-am eliberat sufletul. Poți intra în viața de apoi. Vrei să spui că eu te-am ajutat? Tu, bătrâne prieten, chiar m-ai ajutat. Tu nici nu-ți dai seama ce au însemnat ultimii 3000 de ani pentru mine. Nu pot să-ți mulțumesc de ajuns. Ne vom revedea atunci, cândva, pe lumea cealaltă. Cu bine, Tutankhamun. Să fii cu minte. Iar zeița l-a recompensat pe Nukah pentru că m-a ajutat. Nu l-am mai văzut niciodată atât de fericit. Deci, tu, cred că asta înseamnă că nu o să mai trișez niciodată, nu? Ce-ar fi să mă pui la încercare cu un nou joc? Hei, Tut, iar trișez! Nu trișez! Piciorul meu e încă atașat de mine. E o întindere, dar o să te las de data asta. Și tot eu o să câștig. Da, poate visele tale, numai visele tale, cred. Visez. De fapt, sunt foarte sigură. Ai un test de dat despre secretul mormintelor faraonilor. Aha. Și există și un premiu pentru cea mai mare notă. Să iei tu un 10. O să te ajut, pentru că eu știu totul despre Egiptul antic. Tutenstein, nu mai încerca să mă distragi, pentru că eu câștig. Corecție, eu sunt campion la Senet. Oamenii simpli nu l-au învins niciodată pe faraon la cel mai popular joc din regat. Privește-mă. Dacă dau un 5, piesa ta o să fie eliminată. Și o să câștig. Faraonul meu e norocos astăzi? Norocul faraonului tocmai s-a sfârșit. Ce vrei să spui? Cel care nu pierde niciodată iar a câștigat. Tu ai dat un 6, nu un 5. Cel care nu știe să piardă e un trișor. Trișează.
Facem totul pentru a câștiga. Ei, atunci fă tot ce poți, dar fără mine. Stai, Cleo, poftim. Nu, tu nu înțelegi. Ai trișat. Spui într-una asta de parcă ar fi ceva rău. Acum hai să jucăm. Las-o baltă tut. Am altceva mai bun de făcut. Pui piedică faraonului, nu? La ghilotină cu tine! Morminte secrete din Egiptul antic. Ah, testul lui Cleo. A făcut foarte, foarte bine. E o greșeală. Și încă una. O să le repar eu. Scuzați-mă impulsivitatea voastră. Cleo s-ar putea să nu aprecieze. Liniște, va fi încântată odată ce va câștiga premiul clasei. Nu-i bine să contați pe asta, Sire. Deci te-ai întors să-ți cer scuze. Nici măcar. Ce moment glorios va fi acesta. Dacă aș putea să-i văd figura lui Cleo când câștigă. Nu e nevoie să mulțumești. Cum ai putut să-mi faci una ca asta? M-ai făcut să mă simt ca o trișoare. N-am trișat în viața mea. Ce s-a mai întâmplat acum? Asta. Un 10 pentru perfecțiune absolută. Ar trebui să fii mulțumită. N-ai habar de nimic. N-am meritat 10-le. Gândește-te la el ca la un premiu din partea faraonului. Să jucăm senet. Nu joc cu trișori putreziți. Sire, am încercat să te avertizez. O să fie bine. Tocmai simte bucuria victoriei. Da, dar eu tot am chef de joc. Trebuie să găsesc pe altcineva să joace cu mine. Cineva care este o adevărată provocare. Cum este... O să mă gândesc la cineva. Luxor, aș vrea să rămân singur. Oh, desigur, înălțimea voastră. Dacă aveți nevoie de mine, sunați-mă. Cele 9 vieți ale mele sunt ale dumneavoastră. Măreață Isis, cea mai înțeleaptă, ascultă ruga faraonului. Am nevoie de ajutorul tău, de înțelepciunea și priceperea ta. Faraonule, de ce m-ai chemat? Să vindec o boală? Să opresc un război? Să previn o catastrofă naturală? De fapt, mă gândeam mai mult la un joc de senet, ce zici? Asta era atât de important? Hai să jucăm. Ale să-ți pierzi și ultima piesă. Nu și dacă dau un 7. Îl iau eu. Șapte. Zei sunt de partea mea. Da, piesa ta e salvată. Ce întâmplă cu faraonul care îndrăznește să trișeze un venit? Poate că am aruncat greșit zarurile, poate că nu a fost 7 posibil. Deci ai trișat? Ferește-te! Calea cea strâmbă e plină!